Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența la conferința de presă. Astăzi avem câteva subiecte care, practic, considerăm a fi de interes pentru toți, în special pentru cei din lumea sportului, măsuri care vin să sprijine activitatea sportivă în aceste vremuri destul de dificile din punct de vedere al sănătății. Cel mai recent ordin comun de ministru al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății practic aduce o egalitate în toate disciplinele sportive din România. Exista, știți bine, un domeniu, cel al sporturilor de contact, al sporturilor de luptă, care era restricționat urmare a pandemiei pe care, din păcate, o traversăm în aceste luni. Aceste luni care, să știți, ne-au arătat că putem să facem sport, chiar dacă în condiții limitative, ne-au arătat că ne putem pregăti, putem avea meciuri, putem desfășura competiții în cel mai sigur mod. Într-adevăr, un mediu extrem de controlat, cu măsuri care poate incomodează activitatea sportivă, dar nu fac altceva, vă asigur, decât să protejeze sănătatea sportivilor și a tuturor celor care participă alături de ei la aceste activități sportive, competiții și spectacole pe care ni le dorim a fi din ce în ce mai active și, bineînțeles, din ce în ce mai multe. Este foarte bine de știut încă de la început un lucru pe care l-am subliniat de fiecare dată. Există o mare responsabilitate pentru aceste norme pe care noi le emitem, asta din partea noastră. Îmi doresc aceeași responsabilitate din partea celor care organizează aceste competiții, la federații și la toți organizatorii de competiții, cum la fel, în egală măsură, această responsabilitate trebuie partajată și trebuie asumată în egală măsură și de cluburile și de sportivii care participă la aceste activități. Practic, dacă fiecare dintre noi își face treaba, ce se întâmplă la firul ierbii ar trebui să fie sigur, controlat și, bineînțeles, suficient pentru a asigura tuturor protejarea și siguranța în sănătate. Evident că sunt și cazuri în sportul românesc de COVID. Nu există o soluție care practic să te securizeze 100% din punct de vedere al protejării, dar cu cât mai puține, cu atât mai bine. Trebuie să fim flexibili și de fiecare dată am făcut apel la această flexibilitate. Trebuie să ne adaptăm vremurilor în care trăim. Trebuie să adaptăm, eu știu, atât pregătirea sportivă, cât și competițiile la ceea ce în momentul de față reprezintă norme care îți protejează sănătatea. Și am să trec la nou ordin comun al Ministrului Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății, care se află spre publicare. Practic aduce noutăți în două linii. Prima este cea unei mult mai bine definite responsabilități a organizatorilor de competiții și a cluburilor, iar cea de-a doua linie este în sensul alinierii la niște standarde europene descrise de altfel de federațiile internaționale și prezente de altfel în activitatea sportivă și în competițiile la care participă cluburile noastre, pentru că sunt din ce în ce mai multe competiții internaționale care se deschid și, bineînțeles, normele noastre trebuie să coincidă cu ceea ce descriu și instituțiile europene. În primul rând, pentru sporturile de echipă în sală, înainte de intrarea în competiție și, bineînțeles, pe durata competiției, va fi necesar doar un singur test real-time PCR cu rezultat negativ, bineînțeles, pentru a putea participa la competiție cu 48 de ore înainte, fără a mai fi nevoie, după cum știați din normele anterioare, de acea perioadă de izolare de 2 săptămâni. Eu mă aștept ca prin această măsură în care practic sprijinim activitatea celor care participă la asemenea competiții, ca cei din cluburi, cei din federații și, bineînțeles, sportivii să preia o foarte mare parte a responsabilității, de altfel public au asumat acest lucru, responsabilității unui control mult mai riguros al, eu știu, activității și vieții extrasportive, o anumită disciplină de care este nevoie și anumite reguli interne cluburilor din România care practic să limiteze posibila expunere a sportivilor la coronavirus și, bineînțeles, a staffurilor, pentru că ați văzut foarte mulți din zona staffurilor tehnice sunt din păcate afectați de acest lucru.
În al doilea rând, am definit în noul ordin modalitatea în care se pot desfășura antrenamentele, dar și competițiile la sporturile de contact sau de luptă, cum am scris noi în noul ordin. După cum știți, guvernul acum o săptămână a eliminat din acea hotărâre de guvern care prelungea starea de alertă, restricția privind sporturile de contact. Această categorie de sporturi cuprinde arte marțiale, judo, lupte, taekwondo, kickboxing, deci toate categoriile de activități care presupun contact, o activitate fizică intensă, care datorită acestor vremuri erau restricționate. Ei, de altfel, să știți că se puteau antrena individual și până în acest moment, dar cu acest ordin, practic, li se permite mai mult decât atât, li se permite un antrenament colectiv, li se permite organizarea unor competiții, dar atenție, într-un regim izolat. Concret, am adus aceste sporturi pe picior de egalitate cu toate celelalte sporturi care fuseseră deja reglementate. Era practic singura categorie de sporturi care era restricționată. Câteva exemple concrete. Este nevoie, evident, de acel test COVID cu 48 de ore înainte de proba cântarului, dacă vorbim de competiții pentru această categorie de sporturi, sau cu 48 de ore înainte de începerea competiției, la cele care nu au această condiție. Pe durata competiției, toți participanții în cadrul acestor sporturi de contact vor trebui să fie izolați sub forma unui cantonament, unei bule. Se recomandă tuturor echipelor participante la această competiție să intre în această formă de izolare. Sunt mult mai puțin decât la sporturile colective să intre în cantonament în aceeași bază sau în același hotel. La intrarea în cantonament, evident că echipele trebuie să fie separate pentru perioada cât sunt cazate acolo. La fel vor exista circuite separate pentru sportivi, pentru antrenori, pentru arbitri și, bineînțeles, pentru toate celelalte persoane care participă la această activitate. În sala unde se desfășoară aceste competiții ale sporturilor de contact, purtarea măștii va fi obligatorie. Evident că excepție fac sportivii care participă la această competiție. Înainte de meci, dezinfectarea mâinilor și eventual a picioarelor, în cazul în care există ramuri de sport care folosesc picioarele, este absolut obligatorie. Numărul persoanelor din imediata apropiere a suprafeței de luptă, adică antrenori, medici, staff tehnic, va fi limitată la minimum posibil și fiecare federație în parte are obligația să nuanțeze prin regulamente interne acest lucru. Iar materialele sportive și suprafața de luptă, că vorbim de ring, că vorbim de tatami sau saltea, trebuie să dezinfectate de fiecare dată înainte de folosire. Tot în noul ordin, am mărit numărul persoanelor care pot avea acces la o competiție în aer liber, mai ales în zona presei. Este un subiect pe care mi l-a solicitat încă de acum ceva vreme. De data aceasta, În zona 1, cea aferentă stadionului, a mărit numărul de persoane participante de la 80 la 120. Practic, am permis și am specificat clar în noul ordin prezența a maximum 16 fotoreporteri. Este un standard preluat chiar din normele UEFA, apropo de meciurile de fotbal. În zona 2, în zona tribunei, am mărit numărul de la 100 la 130 de persoane, dintre care am specificat, pentru că mi-ați solicitat acest lucru și e foarte bine în condițiile în care, știți bine, spectatorii deocamdată sunt restricționați în a participa la aceste evenimente. Deci în zona 2, mărind numărul de la 100 la 130, am specificat în ordin prezența a minimum 20 de persoane care vor fi din partea presei. Deci 20 de locuri rezervate și garantate presei. Astfel încât, evident, să existe o cât mai corectă și cât mai clară informare a publicului larg în legătură cu aceste evenimente sportive, pentru că suntem în momentul de față, din păcate, într-o perioadă în care spectatorii nu pot participa. La fel, mai există câteva modificări punctuale, de exemplu, la not există o reglementare pentru bazinele
pentru sărituri. A fost propunerea Federației Naționale de Natație și Pentatlon Modern. Doamna Camelia Poteca a făcut această propunere. Fiecare instalație disponibilă, adică fiecare platformă, fiecare trambulină, poate să fie ocupată concomitent de cel mult doi sportivi, astfel încât să existe o fluidizare a procesului de antrenament. La fel am oferit posibilitatea în noul ordin și celor din zona de amatori să-și poată desfășura anumite competiții. Vă dau exemplu alergărilor montane, vă dau exemplu ciclismului, care, din punct de vedere legal, din acest moment vor fi accesibile tuturor. Este vorba, practic, de o clarificare a anumitor termeni care până în acest moment specificau posibilitatea organizării acestor competiții doar de către sportivi. Iată, am mărit puțin area și această posibilitate le-am oferit-o și celor amatori, pentru că există foarte mulți care practică ciclismul, mersul pe bicicletă, la fel alergările urbane și montane. Ultimul subiect și poate cel mai important al conferinței de presă de astăzi îl reprezintă voucherele pentru copiii care se vor legitima la cluburi sportive în următoarea perioadă. Încerc să insist pe acest mesaj, încerc să fac un apel public către părinți, către cluburi, către federații și le mulțumesc celor care deja au făcut acest lucru, să publiciteze această măsură și cel mai important lucru, să beneficieze de pe urma ei, pentru că ea practic îți oferă un minim sprijin financiar pentru a realiza ceea ce noi considerăm că este important pentru sportul românesc, legitimarea cât mai multor copii. La școală, din păcate, vedeți, practicarea sportului se face după niște reguli extrem de restrictive, în schimb la cluburi sportive, copiii se pot pregăti, se pot antrena, pot, bineînțeles, să îmbrățișeze sportul ca o viitoare carieră și, de ce nu, pot să fie mult mai sănătoși și riguros disciplinați și formați ca viitori adulți. De asta vă spun că această măsură este una cu bătaie lungă, practic se află ca și măsură în strategia noastră de sprijinire și dezvoltarea sportului în România. M-aș bucura enorm ca la anul, când vom evalua situația finală, să avem toți cei 100.000 de noi copii legitimați în sport în România. Practic am dublat într-un termen foarte scurt viitoarea bază de selecție pentru sportul de performanță. Ordonanța probabil deja o știți. Normele de aplicare a ordonanței au fost publicate deja în Monitorul Oficial. Valoarea voucherului este de 300 de lei, care pot fi accesați o singură dată și, bineînțeles, banii sunt destinați achiziționării de echipament sportiv. Direcțiile județene pentru sport și tineret deja au început să comunice public pe acest subiect. Perioada este extrem de scurtă, de asta facem un apel ca cel puțin până la data în care ne propunem să încheiem prima fază a acestui program să existe, de ce nu, poate consumate toate cele 30.000 de vouchere pe care le-am pus la dispoziția copiilor în acest an. Programul urmând a continua și la anul. Eu am văzut deja foarte multe cluburi pe internet, mai ales și federații care deja folosesc acest prilej pentru a chema copiii la sport. Este practic mesajul pe care se sparge perfect și peste mesajul nostru pe care ni-l dorim a-l transmite. Am să vă dau câteva informații legate de metodologie, una extrem de simplă, accesibilă ușor de către părinți și de către cluburi, pe scurt. Totul se bazează pe o cerere din partea părinților sau a reprezentanților legali pentru acest voucher, care se face clubului unde copilul este legitimat. Câteva documente simple sunt necesare, adică certificatul de naștere, un act de identitate al părintelui, legitimația sportivă a copilului, o declarație privind datele cu caracter personal care este obligatorie, o cerere tip și o declarație pe propria răspundere că practic sunt beneficiare acestui program o singură dată. Toate cluburile vor mâna aceste cereri direcțiilor județene pentru tineret, care la rândul lor, urmarea solicitării pe care o fac către noi, le vor transmite aceste vouchere părinților după ce vor fi tipărite, după ce vor fi
tipărite. Deci distribuirea acestor vouchere se face prin direcțiile județene pentru sport și tineret și direcția de sport și tineret a municipiului București. Beneficiarii eligibili sunt copiii născuți între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2014, legitimați la un club sportiv care, atenție, deține certificat de identitate sportivă. Perioada de înscriere este până la 30 noiembrie 2020, urmând ca în luna decembrie, practic, să închidem, să definitivăm transmiterea tuturor voucherelor către copii. Atenție, pot fi utilizate doar în magazine de sport, adică doar în magazine pentru echipament sportiv și doar în locații care fac parte din acest program. Unitatea emitentă, urmarea selecției de la Ministerul de Finanțe, va realiza, eu cred că practic va lua în considerare toate firmele de echipament sportiv din România. Deci această unitate emitentă a voucherelor va face contracte cu toate magazinele de echipamente sportive. Voucherele au o valabilitate de 6 luni din momentul emiterii și practic el poate fi valorificat de către părinți sau poate de către cluburi dacă se organizează în orice magazin de echipamente sportive. În continuare, vom prezenta un proiect absolut nou al Ministerului Tineretului și Sportului. Este un program pe care ni-l propunem al demara în această săptămână. Un program care practic se adresează direct sportivilor și mai precis modului în care ei își construiesc cariera. Eu cred că este o premieră la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului, pentru că până acum, din păcate, nu au existat astfel de programe care să-i ajute pe sportivi în ceea ce înseamnă modul în care te formezi, în care te pregătești, modul în care te disciplinezi sau capeți anumite noțiuni sau anumite competențe în zona economică, să-ți drămuiești modul, banii care câștigi, disciplina financiară, dubla carieră. O modalitate de a ajuta sportivii să privească această viață foarte scurtă și foarte frumoasă, plină de satisfacții, să o privească mult mai riguros. La chestiuni și aspecte care țin de brandul lor, de modul cum ei se exprimă public, modul cum relaționează cu presa și, bineînțeles, tot ceea ce ar putea să-i ajute în această carieră. Această carieră. Ideea s-a născut din discuții foarte aplicate pe care le-am avut cu oameni din zona sportului, cum este, de exemplu, Virgil Stănescu și cum este Roxana Ciuculescu, pe care de altfel am și invitat-o să facă parte din echipa cabinetului meu în calitate de consilier și care practic va coordona acest proiect care se va desfășura pe parcursul mai multor etape și despre care, bineînțeles, că vă va vorbi chiar Roxana. Schimbăm locurile ca să ai microfoanele? Mai bine decât să ne mutăm. Da. După care, cu mare drag, după care vă răspundem la întrebări. Mulțumesc. Înainte de a vă prezenta într-adevăr cel mai nou proiect al Ministerului Tineretului și Sportului, aș vrea să-i urez la mulți ani domnului Ionuț Troie și eu o să vă rog ca după această conferință să rămâneți la o felie de tort, pentru că, să știți, noi, echipa noastră, ne-am gândit la o surpriză așa și să dați curs, vă rog, să nu fugiți după conferință. Mulțumesc, Roxana. Ok, până la acest moment vreau să vă povestesc într-adevăr despre cel mai nou proiect al Ministerului Tineretului și Sportului. Se numește Performanță și Succes. Începe chiar săptămâna aceasta. Mâine va debuta. O serie de workshop-uri care sunt adresate sportivilor, atât cei care sunt activi, dar și celor care și-au încheiat activitatea. Vă spuneam că mâine este primul workshop, care se cheamă Nutriție și Sănătate Mentală. Urmat la fiecare două săptămâni de câte un alt workshop, al doilea este branding personal, management și marketing sportiv și al patrulea workshop, unul care mie îmi place foarte tare, mai ales că am fost și în postura de jurnalist, dar și de sportiv de performanță, comunicare eficientă cu presa. O să vă povestesc mai întâi despre evenimentul de mâine, primul workshop. Începe la ora 18 la Muzeul Sportului. Ne-am gândit că este și un moment foarte bun de a aduce în față acest minunat loc
cu atâta istorie din sportul românesc la Muzeul Sportului. De la ora 18 la ora 20 este programat workshop-ul, însă vom primi invitații încă de la ora 17. Evenimentul va fi transmis live pe internet, pe pagina Ministerului Tineretului și Sportului. Sunt patru workshopuri cu patru tematici diferite, desigur adaptate. Vă spuneam de la bun început că sunt dedicate sportivilor pentru că au trecut și vor trece în continuare prin diferite experiențe emoționale, fizice. Vor fi invitați speaker din diferite domenii, de exemplu pentru workshopul de mâine. Sperăm că și domnul Stroie să fie alături de noi, să spună câteva cuvinte în deschidere. Să știți că nu vă forțez mâna, știu că aveți un program extrem de încărcat. Domnul Ivan Pațaichin va fi alături de noi, vorba aia, quadruplu campion olimpic. Profesorul Howard Dell, nutriționistul Cristian Mărgărit și psihologul Radu Leca vor fi speakerii care vor susține workshopul de mâine. Pe data de 21, când este programat cel de-al doilea workshop, cel de branding personal, va fi coordonat și susținut de Virgil Stănescu și n-am să vă divulg și celelalte nume. Urmat de management și marketing sportiv, care va fi pe 21 octombrie și pe 4 noiembrie, ultimul comunicare eficientă cu presa. Avem confirmarea domnului Ovidiu Ianițoaia, vorba aia este o legendă în jurnalism. Vă spuneam că ultimul îmi place foarte tare, mai ales că am fost și în postura de sportiv de performanță, dar și în cea de jurnalist și cu toții care suntem aici ne-am întâlnit la diferite evenimente sportive. N-am avut întotdeauna o comunicare eficientă, sau nu noi, ci ei cu noi. Sportivii trebuie să înțeleagă cât de mult contează imaginea lor în presă. Sunt doar câteva teme pe care vi l-am spus așa pe scurt, v-am povestit. E probabil că ați primit și comunicatul nostru de presă, dacă nu o să vi-l retrimitem astăzi, ca să vă explicăm pe larg despre acest cel mai nou proiect al Ministerului. De mâine, gata, îi dăm drumul. Dacă aveți întrebări, le aștept cu bucurie. Sper că nu mi-au scăpat detalii din acest eveniment. Recunosc că sunt ușor emoționată, sunt într-o altă etapă a vieții mele carieristice. Și vă mulțumesc pentru această oportunitate. Vă așteptăm cu întrebări. Dacă vreți să facem din nou schimb, cu siguranță vor avea întrebări pentru dumneavoastră. Sigur întrebări. Da? Bine. Haideți să facem schimb din nou. Și dacă e nevoie, să cedeți și Roxanei. Ascult. S-au reluat competițiile internaționale, mă refer aici la competițiile de handbal, cupele europene și am să mă refer strict la CSM, o echipă care joacă săptămânal, fie acasă, fie în deplasare. Toate meciurile pe care le discutăm în deplasare cu echipele adverse, în aceste meciuri, publicul este prezent. Lucru care în România nu se întâmplă. Cât credeți că vor avea spectatorii acces în sălile? Nu toate, sau nu multe, aș putea spune, din țările care organizează sau au dat drumul campionatelor de sporturi în sală, au spectatori. Dar, așa cum am spus, 1 octombrie sau după 1 octombrie va fi momentul la care vom face o analiză la nivel de guvern împreună cu Ministerul Sănătății asupra impactului pe care îl au aceste recente măsuri de relaxare, începutul școlilor și toate celelalte măsuri care au fost luate în ultimul timp. Evident că factorul de care depindem în a lua decizia legată de prezența spectatorilor pe stadioane, legate de competiții la nivel de ligi inferioare, legate de competiții la nivel de copii și juniori, la nivel de spectatori în săli, deci toate aceste decizii vor fi influențate de numărul infectărilor. Nu comentez mai mult, nu vreau să avansez scenarii în momentul de față, dar după data de 1 octombrie, practic, urmarea acestei analize vom decide. Pot să vă spun că în legătură cu handbalul intenționăm și am avut deja discuții chiar cu Federația Română de Handbal și cu oameni importanți din zona handbalului să creăm cadrul reluării campionatului intern în sistemul competițional săptămânal. Adică practic să renunțăm la acel sistem de bulă, la acel sistem de
izolare. Este evident o măsură care privește și basketul și voleiul și toate sporturile de echipă în săli, dar prezența spectatorilor în săli deocamdată e destul de complicată. Dar în prima fază presupun că cei din fotbal vor avea parte de surprize. Prioritate, chiar dacă nu am normat nimic în sensul ăsta, prioritate vor avea sporturile în aer liber. Riscul și nivelul de epidemiologic, riscul acesta de infectare este mult mai mare în spații închise, cu atât mai mult cu cât vorbim despre săli care practic recirculează aerul. Parte din aceste instalații, știți foarte bine că, din păcate, nu ți asigură o ventilație suficientă ca să poți să minimizezi acest risc. Dar, cu siguranță, sporturile în aer liber vor avea prioritate când vorbim de spectatori. Șanse să vedem totuși suporteri anul acesta pe stadion? Sunt țări în care cazurile sunt destul mai multe decât în România și totuși avem acces la... N-aș vrea să facem comparații între România și alte țări, pentru că dacă ar fi să comparăm, ar trebui să începem cu sistemul de sănătate. Dacă ar fi să comparăm, ar trebui să vedem capacitatea de primire și de tratament pe care o are Franța, de exemplu, că știu la ce vă referiți, și modul în care noi încercăm, prin investiții masive în sănătate, să recuperăm acest handicap. Pentru că, evident, aceste comparații și modul în care fiecare stat înțelege a-și proteja sănătatea cetățenilor lor este unul diferit. De asta spun, toate măsurile pe care le-am luat până acum nu sunt măsuri prin care ne dorim să restricționăm, ci să protejăm. Probabil că în acest an, eu sunt un optimist, am spus-o tot timpul, încerc, la nivel normativ suntem deja pregătiți cu modul în care să reluăm prezența spectatorilor pe stadioane, ne trebuie doar un moment oportun. Am văzut cu toții situația FCSB, că au rămas cu 14 jucători pentru un meci important. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Până la urmă nu sunt respectate normele sanitare așa cum trebuie și cum ne vom asigura la sporturile de contact se vor respecta aceste norme? Până la urmă ține de modul de conformare voluntară a fiecărui. Normele pe care le-a descris Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică sunt practic suficiente în a-ți asigura sănătatea și a te proteja de acest virus. Ce se întâmplă mai departe cade în responsabilitatea acestor cluburi, modul în care își disciplinează sau își conștientizează sportivii să le respecte, să aibă cât mai puține, să se expună cât mai puțin, eu știu, altor contacte sau să aibă o viață sportivă cât mai ordonată, să încerce să elimine pe cât posibil alte contacte. Deci asta depinde doar de ei. Dar cine credeți că este vinovat la FCSB? De ce se întâmplă totuși un focar de infecție? Lăsați instituțiile din zona sănătății să facă acele anchete epidemiologice, să se pronunțe, n-aș vrea eu să judec situații sau persoane pe care nu le cunosc. În mod normal, dacă s-ar fi respectat regulile, practic riscul ar fi minim. Se fac controle în acest moment sau s-au făcut controle? Știu că s-au făcut, nu am o situație clară în acest moment, dar știu că s-au făcut cel puțin în faza incipientă a competițiilor. În anul trecut, când am reluat activitatea, știu că toate cluburile practic au primit acest control din partea Ministerului Sănătății. Probabil că se întâmplă și în momentul de față. Ei sunt cei care sunt abilitați de lege să facă aceste anchete și aceste controle. Dar cel mai important lucru, subliniez, apropo de modul în care ar trebui să partajăm aceste responsabilități, noi suntem cu normele, cluburile, evident că sunt cu și organizatorii de competiții, cu cadrul în care să poți să desfășori activitatea sportivă și pregătirea, și sportivii, evident, să conștientizeze. Să știți că pentru foarte mulți dintre sportivi s-ar putea să fie un moment de potitură în cariera lor. Să te infectezi în acest moment, să-ți pui în pericol sănătatea, poate chiar și imaginea, de ce nu, din punctul meu de vedere, s-ar putea să fie un moment extrem de important. Hai să nu uităm că foarte mulți din acești sportivi așteptau, sau cei din zona fotbalului, așteptau transferul în străinătate. Gândiți-vă și puneți-vă în situația unui club care încearcă să oferteze un jucător român dacă vede că e infectat, cam ce imagine își face despre modul în care, există sau nu responsabilitate și rigurozitate în activitate, în pregătire, în viață extrasportivă. De asta spun că sportivii ar trebui să conștientizeze și ei, dar și cluburile. Ce se va întâmpla dacă în rândul sportivilor care practică sportul de contact va apărea coronavirusul? Ce măsuri veți lua? Sunt descrise toate aceste lucruri în ordin. Practic,
cel care va fi depistat cu coronavirus, de exemplu, nu va putea participa, sau dacă există participanți, evident că vor fi izolați și tot ceea ce dispun cei care fac acea anchetă epidemiologică va trebui respectat. Nu noi la Ministerul Sănătății suntem cei care practic interacționăm în zona asta. Știm bine că la fotbal suporterii sunt mai pătimați și au un comportament aparte. Luați în calcul o întâlnire cu liderii șederilor pentru a avea... Da, cu siguranță așa se va întâmpla. În primul rând, deja există discuții pe care le avem cu Federația și cu Liga. În al doilea rând, probabil va trebui să discutăm cu cluburile, pentru că fiecare club în parte va trebui să-și organizeze ce înseamnă stadion, incintă, stewards și sisteme prin care practic să asigure distanțarea spectatorilor și, bineînțeles, va trebui să discutăm și cu suporterii, pentru că gradul în care se vor conforma acestor reguli este unul esențial. Adică, cu toții știm, și eu merg pe stadioane, știți foarte bine, emoția participării la astfel de evenimente, practic, de multe ori te face să te manifesti destul de nu știu cum să spun. Dar vorbim de bazinele de sărituri. Ne referim, adică s-a reluat un locul și în interior. S-au redeschis? Da, cu siguranță. Deci ne referim și la... Da, atenție foarte mare, să nu facem confuzie între bazinele și piscinele interioare, care au o activitate recreativă, care pun la dispoziția clienților aceste piscine, având un caracter comercial, da, deci plătește accesul la aceste piscine, și activitatea sportivă, de natație. Încă din 1 iunie, piscinele și bazinele destinate sportului, activității de not, și pentru inițiere și pentru performanță, sunt deschise. Deci cei care sunt în zona hotelieră, în zona Horeca, vor avea norme din partea Ministerului Turismului. Economiei, cum se numește acum? Ați simțit o presiune și din partea celor din, nu știu, șefii federației sau oameni din fotbal ca suporteri să revină pe stadion, tot ei spunând că în centrele comerciale de ce lucrătorii de acolo nu au COVID și de ce aceștia nu pot veni la stadion? Cu toții să știți că ne dorim prevenirea spectatorilor pe stadioane. Este absolut normal, nu mă incomodează deloc această presiune și suporterii și cluburile își doresc și organizatorii de competiții și federația și noi, în egală măsură, ne dorim. Cel mai important lucru este să facem acest lucru într-un cadru cât mai controlat și care practic să le securizeze sănătatea și să nu avem, Doamne ferește, focare în zona sportului și pe stadioane. Pentru că au existat statistici oficiale, nu știu dacă probabil le știți, meciuri de Champions League, chiar un meci al lui Liverpool, cred că cu Atletico Madrid, în mod oficial au fost vreo 40 de decese urmare acestui meci și nu vrem să ajungem acolo cu siguranță. Domnule ministru, pentru a ne lămuri exact, piscinele recreative nu se deschid în momentul de față. Cei de la Ministerul Economiei, Turismului sunt în măsură a vă răspunde la această întrebare. Activitatea mea sau modul în care normez ține doar de sport. Vorbim doar de înot. De la faza de inițiere, de la faza de copii, până la faza de performanță. Sperați să vedeți o calificare a PCSB-ului în cazul în care se joacă? Cu siguranță, da. Orice fel de echipă românească participantă în cupele europene trebuie să fie susținută și îmi doresc enorm de mult să avem cât mai multe acolo. Ați mărit în mod de jurnaliști la masa presei, însă jurnaliștii când vor avea acces la zona mixtă și la conferință? În curând. Vă spun sincer, peste tot se practică genul ăsta de organizare a conferințelor de presă, tocmai pentru a evita. Vedeți bine că sportivii sunt exemple publice. Modul în care, eu știu, se reflectă activitatea lor sau dacă sunt sau nu infectați în presă, este unul care impactează la nivel social. De asta încercăm să-i protejăm cât mai mult. Acum, eu cred că și presa e mulțumită pentru că a specificat clar în noul ordin accesul și numărul reprezentanților presei acolo, tocmai pentru a informa cât mai fidel și cât mai bine și cât mai corect pe cei care, din păcate, în momentul de față nu pot veni pe stadion. Da, dar și declarațiile lipsesc, așa că ar trebui totuși cele ținute mai importante, de fapt. Televiziunile care nu sunt deținătoare de drepturi, practic se stă după gard și nu se realizează. Haideți să o luăm etapizat și... Credeți-mă, dacă lucrurile decurg bine, ați văzut că cel puțin din partea mea există disponibilitate totală să îmbunătățim acest cadru. Adică, nu știu, cred că este ministerul cu cele mai multe ordine date, etapizat, treptat, gradual,
să le avem pe toate în vedere, dar ușor, ușor. Cum este la serviciu de ziua dumneavoastră? Ca și până acum. Nimic special, dar cred că cei de lângă mine mi-au pregătit câteva surprize. Ce doriți aveți din punct de vedere profesional? Un singurul lucru pe care mi-l doresc este sănătate, pentru că pe restul le poți realiza dacă e suficient de perseverent și atent la ceea ce faci. Domnule ministru, ceea ce doresc tuturor, sănătate, mai ales în vremurile astea. Care este situația legată de Federația Română de Tenis? Știți foarte bine că au pus foarte multe apariții în zona media, domnul Țiriac a arătat cu degetul spre Ministerul Tineretului și Sportului legat de această finanțare care încă... Federația Română de Tenis în acest moment a găsit o soluție de finanțare, urmarea unui efort pe care îl facem prin intermediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Practic există o sumă alocată de ei în acest moment pentru acoperirea cheltuielilor pentru competițiile de juniori și nu numai, și pentru echipament sportiv și pentru material pentru competiții. Există într-adevăr în metodologia de finanțare a Ministerului Tineretului și Sportului un termen de 60 de zile până la care, de la data publicării raportului privind îndeplinirea condițiilor financiare, federațiile care au fost declarate neeligibile să-și refacă dosarul. Din păcate, acest termen, știți bine, a expirat, dar între timp Federația Română de Tenis a fost recunoscută în instanță, practic și-a rezolvat problemele existente la nivel juridic și bineînțeles că poate să vină la finanțare. Anul 2021 vor avea buget ca orice altă federație din România. Toate lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt ok în momentul de față și sunt sigur că putem acorda această finanțare Federației Române de Tenis după atâția ani în care, din păcate, din cauza foarte multor procese, a fost blocată. Ziua noastră, știm că sunteți un mare fan al Universității Craiova, dacă ar fi să revedeți un meci al Craiovei Maxima, pe care nu l-ați uitat niciodată, care ar fi acela? Al Craiovei Maxima? Da. Păi hai să-l revedem și dacă e posibil să schimbăm chiar rezultatul, meciul cu Benfica. Pentru că ar fi fost frumos ca echipa la care țin să fie prima finalistă și poate de ce nu câștigătoarea unei cupe europene. Asta a fost să fie. Ăla este meciul pe care nu numai să-l revăd, dar și să modificăm puțin scorul, ar fi extraordinar. Domnule ministru, am și o întrebare de la copii. Ce le transmiteți practic celor care practică fotbal la nivel de amatori și junior, copii, ei când... Cu puțină răbdare, la fel am spus, este una dintre chestiunile la care ne gândim după 1 octombrie, cu puțină răbdare, atât competițiile pentru copii, dar și pentru cei din ligile inferioare, le vom crea un cadru care practic să le asigure reluarea acestor competiții, pentru că în momentul de față e dificil pentru cei din zona copiilor și juniorilor să îndeplinească condițiile pe care le avem la nivel de profesioniști. Dar subliniez, în luna octombrie vom reveni cu, zic eu, norme mult mai permisive și care să sprijine reluarea acestor activități. Pentru copii, am spus-o, pentru ligile inferioare, pentru sporturile de echipă în săli și mai există ceva, dar și spectatori pe stadion. Hocheiul își poate relua activitatea competițională? Cum? Hocheiul își poate relua activitatea competițională, ținând cont că dacă e să facem așa un calcul, e cel mai securizat sport. Da, cu siguranță. Dacă există un contact pe gheață, există acela da, cu siguranță, cu siguranță. Da, își pot relua activitatea fără niciun fel de probleme. De fapt, puteau și înaintea emiterii acestor ordini să o facă. Știu că sunt deja antrenamente care se fac și, bineînțeles, dacă se organizează puțin, lucrurile sunt bine și pentru ei. Cât de grave sunt consecințele acestei pandemii pentru sport? Oh, enorm de mult. Ați evaluat? Când, da, am făcut o evaluare. Practic am încercat să facem această evaluare o mare a opiniei sportivilor, cluburilor și federațiilor. Nu mi-aduc aminte cifra exactă, dar cred că au fost câteva mii de chestionare pe care le-am trimis lor. Și poate ar fi interesant să vă dau și dumneavoastră materialul, apropo de dificultățile pe care le au, problemele generate de această criză de COVID, dar pot să vă enumăr câteva.
În primul și în primul rând e vorba de un blocaj total în activitatea sportivă. Cu toții știm că pentru un sportiv profesionist să stea 3-4 luni de zile s-ar putea să fie un moment de maximă dificultate care practic să-i pună la încercare performanță. În al doilea rând vorbim de impactul financiar. Enorm, enorm. Mare parte a surselor de finanțare a sportului au fost pur și simplu blocate. Gândiți-vă la marile competiții europene, ca să nu dau exemplu competițiilor noastre, care practic reprezintă o industrie în zona sportului, care practic și-au sistându-și activitatea, practic au întrerupt și această finanțare. Nu mai vorbesc în România, că sportul, din păcate, mai puțin fotbalul, restul sportului este dependent de banul public, autoritățile locale și autoritățile centrale încearcă și se focusează, apropo de efortul bugetar, pe zona de sănătate publică. Foarte mulți bani se duc acolo, în a recupera și asigura condițiile necesare, bineînțeles, luptei cu acest COVID și asigura tuturor eventualilor pacienți condițiile pentru vindecare. Vă dați seama, sportul în lista de priorități a unei primării, de exemplu, a devenit, sau eu știu, un domeniu secundar. La fel, spectacolul, până la urmă, sportul este partea vieții sociale. Foarte mulți dintre noi simțim și e absolut normal să avem acest sentiment al frustrării că nu putem să încurajăm echipele pe care altădată le încurajam din tribune. Ba mai mult decât atât, parte dintre noi practicăm sport la nivel amator și sălile ne-au fost închise pentru o perioadă de timp. De asta zic că este esențial sportul, nu numai din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere fizic, dar și psihic, te ajută enorm de mult. Și nu în ultimul rând, absența sportului, mai ales din zona școlilor, din punctul meu de vedere, la fel este o foarte mare problemă. Probabil că viitorul ne va da posibilitatea să reluăm această activitate, pentru că foarte mulți copii fac cunoștință cu sportul în școli. Zic că e o problemă, pentru că sportul trebuie privit ca o formă de educație. Nu poți, din punctul meu de vedere, să ai școală fără sport. Sportul promovează principii, valori, te educă, te formează, îți spune ceea ce reprezintă pentru tine ca viitor adult munca, rigurozitatea, disciplina, spiritul de competiție, spiritul de echipă, lucruri cu care te formezi. De asta spun că, din păcate, sportul a fost unul dintre cele mai afectate domenii de această criză de COVID, dar suntem obligați să fim optimiști, nu? Există totuși un scenariu negru privind anularea Jocurilor Olimpice de anul viitor. Bine, toată lumea e optimistă în momentul de fapt, dar există totuși scenariu că Jocurile Olimpice ar putea fi anulate. Ce ar însemna anularea Jocurilor Olimpice dacă lucrul ăsta se va întâmpla? Nu cred că se va ajunge într-un asemenea scenariu. Eu cunosc din comunicările pe care le avem cu Comitetul Olimpic Internațional și Comitetul Olimpic Sportiv Român, că se vor desfășura chiar și fără, de exemplu, spectatori, chiar cu anumite condiții restrictive, dar se vor desfășura. Nu cred că am putea să nu organizăm Jocurile Olimpice. Este, până la urmă, un reper, o tradiție. Este vorba de istorie, vorba de spiritul acesta al olimpismului, care, în mod obligatoriu, trebuie să continue. Și cred că toate aceste sacrificii, dacă e să vorbim de reguli, dacă e să vorbim de absența spectatorilor, trebuie să făcute pentru a avea Jocurile Olimpice la Tokyo 2021. Din câte știu eu, se vor organiza indiferent de condiții. Poate reuși să vorbim și la Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă, că ia uitați câte camere sunt aici, să ne lasă și pe noi să mergem, să ne facem meseria așa cum trebuie cu domnul fotbalist și antrenori. Ne-a să nu v-ați temut astăzi de noi. Da? Da. Poate l-ați încalculat. Eu cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, specificând clar acolo câte locuri sunt destinate presei. Noi mai amenințați, dacă ne gândim la FCSB focat pe infecție. Bun, atunci hai să ne gândim întâi la sportivi, pentru că ele sunt exemple publice. Și după aceea, evident că ne vom putea face și noi meseria, dar, subliniez, etapizat, gradual, adică să ne asigurăm că ceea ce dispunem noi se respectă și e bine și cu siguranță vom avea prilejul să ajungem și în momentul ăla. Să nu aveți cumva impresia că cineva își dorește neapărat să vă țină departe de sportivi sau că, domnule, există anumite fixuri, anumite obsesii ale unora. Nu, sunt norme care practic nu fac nimic altceva, credeți-mă că deja am relații foarte, foarte apropiate și bune cu cei de la Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. Nu sunt altceva decât norme care să protejeze sănătatea publică. Și exemplele din sport, sportul având o presă dedicată, sunt unele din cele mai vizibile, nu? Să vedeți surpriza, zic.
Înainte, numai o secundă, vă rog, înainte de a merge să gustăm tortul, sunt sigură că va fi unde? Delicios. Unde? Acolo? Aici, da. Am văzut. Sigur, doar voiam să vă spun un lucru, ce n-am apucat să vă zic mai devreme, că vă invit mâine de la ora 17 la Muzeul Sportului, din cadrul Comitetului Olimpic Sportiv Român, acolo la Arcul de Triumf. La ora 18 începe evenimentul. Este un eveniment și cu prezență fizică, asta n-am apucat să punctez în timpul prezentării. Dar și online. Dacă vă face plăcere și vreți să fiți alături de noi, vă așteptăm mâine de la 17, între 17 și 18, adică între 5 și 6, vă așteptăm pentru că la 6 dăm drumul evenimentului. Ok, păi să mergem să sărbătorim, zic. Da. Oricum, mulțumesc pentru surprize. Cu mult drag. Mulțumim pentru prezență și să mergem la o felie de tort, zic, nu? Păi nu suflă tort, nu.